Uniunea Europeană nu va ocoli regulile din procesul de eurointegrare a Republicii Moldova. Declarația a fost făcută aseară de șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău la o emisiune TV. Oficialul spune că statele membre nu vor face abstracție de normele stricte ale aderării în favoarea niciunui stat care dorește să obțină calitatea de membru. De fapt, acesta este primul pas pe care oricare țară care dorește să devină parte a Uniunii Europene trebuie să-l facă. La început a fost decizia Consiliului Uniunii Europene de a cere Comisiei să pregătească o opinie cu data din februarie, atunci când a invitat Comisia să pregătească acea opinie. Deci a fost luna februarie și acum sarcina Comisiei este să pregătească opinia sa cu referire la aplicația Republicii Moldova sau cererea Republicii Moldova, precum și alte cereri depuse de Ucraina și Georgia. Și eu nu aș putea să spun că noi vom sau vom trece de anumite reguli, noi facem procedurile așa cum UE ar trebui să le facă, deci este ceva ce se va aplica și în viitor. Diplomatul european a evitat să spună tranșant dacă diferendul transnistrian este o piedică în calea integrării europene a Republicii Moldova, însă a menționat că reglementarea pașnică este una dintre prioritățile comunității europene. Uniunea Europeană își construiește relația cu Republica Moldova recunoscând integritatea sa teritorială în cadrul frontierelor recunoscute în plan internațional, având în vedere soluționarea pașnică care va asigura și un statut special pentru regiunea transnistreană, pentru noi, Uniunea Europeană. Noi ne construim relația cu toată țara, ca un tot întreg. Acordul de asociere, în special, pe care îl avem cu Republica Moldova și zona de acordul de liber schimb cuprinzător și aprofundat cu Republica Moldova, se aplică și Transnistriei, teritoriului Transnistriei și de fapt, probabil cunoașteți că această regiune beneficiază foarte mult, la fel ca și Republica Moldova în general, de prevederile acordului de liber schimb cuprinzător și aprofundat, ceea ce înseamnă că această regiune este implicată în relația cu Uniunea Europeană. Președintele Maia Sandu a semnat cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană în 3 martie. Ea a subliniat că moldovenii merită această perspectivă europeană pentru a avea un trai mai sigur și mai bun și ca autoritățile vor depune tot efortul pentru realizarea acestui obiectiv fundamental.